Turiștii care ajung în satele din Clisura Dunării trebuie să știe că aici se pot bucura de multe feluri de mâncare deosebite. Gastronomia românilor s-a combinat cu cea a sârbilor care trăiesc pe aceste meleaguri și scoate la iveală ce este mai bun la aceste popoare. Corneliu Martin, președintele Asociației Turistice Dunărea Moldova Nouă și ghid turistic în Clisura Dunării, spune că întotdeauna mesele sătenilor din Clisură sunt încărcate de bunătăți. Turiștii pot să descopere nu numai un ținut îmbelșugat și elegant, cosmopolit și cu splendide tradiții, ci și o bucătărie opulentă, asemănătoare celei transilvanene, cu unele particularități, sosuri și ciorbe îndulcite, pilaful drese cu verdețuri și paprika. Iar vinurile sunt de asemenea abundente și deosebite, iar unele chiar unice de-a lungul Dunării. La Moldova Nouă predomină vinul roșu și cel alb, spune Martin. Bănățeanul nu este pretențios, el dorește doar să aibă o masă bogată, să fie multe puse la un loc din belșug, să nu lipsească nimic, iar gustul să fie cât mai natural. Aici, în zonă, s-au perindat diverse nații și popoare în care totul este împrumutat. Influența germană, maghiară și sârbească sunt atât de puternice, nu doar că au influențat bucătăria românească din Banat, dar și bucătăria din Banat le-a influențat pe celelalte. Dintre rețetele culinare în zona Moldova Nouă, Clisuna Dunării, avem supa cu tăiței, cremeș, găluște cu prune, langoș, papanaș, preparate din pește, preparatele specifice sărbătorilor de iarnă și cele pascale, povestește Martin. Bucătăria sârbească nu este nici ea nelipsită din Clisuna Dunării, aceasta fiind reprezentată de preparatele din pește și o vestită ciorbă de pește. Tot de la sârb vine și prăjitura cu brânză dulce și ouă, răspândită și adaptată apoi în aproape toată Clisura Dunării. Umplutura pentru prăjitură poate conține spanac, carne, urzică, ceapă și cartofi. Așa că mai aveți încă un argument, pe lângă frumusețea naturală a zonei, să faceți cât mai repede o vizită pe Clisura Dunării, relatează adevărul.ro.